Bună dimineața de la Balvanioș. Ziceți și voi cum să nu vină ursul din pădurea asta? Mă, nu vreau să fiu cârcotaș, dar la cât costă o cameră în hotelul ăsta, măcar ar putea să nu aibă tavanul ăsta pătat. Știi, când nu mănânci toată ziua și seara, când ajungi la restaurant, comanzi tot ce-i pe meniu, așa am făcut noi în seara asta. E foarte mare piscina, în comparație cu ce o să vedeți jos, unde e o piscină mult mai mică. Mamă, cum miroase! Ia uite, găinile sunt de acord cu mine. Se aud câinile trând încolo și Cristina crede că vine ursul. Ăștia te protejau azi noapte, din cușcă te protejau. Că sunt foarte mulți masculi și atunci nu ratează sezonul de împerechere. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Bine, v-am regăsit la un nou vlog din seria de aventuri prin România. Am venit la o locație din județul Covasna, se numește Balvanioș. E un centru spa destul de cunoscut în România, să zic așa, pentru că foarte multă lume vine aici. Din câte știu eu, apa are proprietăți terapeutice, e apă cu sulf, diferite, băi, în fine, e un loc pentru relaxare, pentru tratarea bolilor și așa mai departe. Noi am mai fost în trecut oricum, știm despre ce e vorba, ne place foarte mult și am venit acum din nou să vedem ce s-a mai schimbat, cum mai e. Ne place mâncarea, ne place că e în mijlocul naturii. Au foarte multe activități, am văzut noi acolo o listă afară, au să închiriezi biciclete electrice, tras cu tirul, cu tirul, cu arcul, cu tirul, ATV-uri, scutere, nu știu cine, Tiroliana, da, dar sincer nu știu cine ia scuter aici să meargă cu scuterul prin pădure pe aici și să vadă urșii. Cu bicicleta nu știu dacă e grup sau așa, poate că te bași, dar cu scuterul, sincer, vine ursul după tine pe scuter. Să vă facem și un tur al camerei. Camera noastră e simplă, oricum la pe partea de camere au foarte multe opțiuni. Noi ne-am uitat pe Booking și aveau diferite anexe. Noi suntem în partea, în clădirea principală a hotelului, care îți dă acces direct la spa. Adică treci printr-un tunel din hotel, din clădirea principală și mergi în spa. Pe când dacă stai la anexele de lângă, va trebui efectiv să mergi pe jos, pe afară, până la centru spa, pentru că e în afara hotelului cumva. Cred că de aici, de la noi, se și vede pe geam, da. Deci, vedeți tunelul ăla, noi chiar de la etaj de aici, de la noi, o să trecem prin tunelul ăla și mergem în spate, în centru spa, care e acolo în pădure. Dar, în schimb, dacă stăteam la anexele de pe lângă, era mai complicată puțin situația, că trebuia să mergem pe jos și ne gândeam că ne mănâncă ursul. Aveam aici catalog cu activitățile. Biliard, tenis de masă, biciclete, tren de fotbal, de basket, de tenis, nocturnă, fir cu aftul, argul. Bine, se poate merge și la lacul Sfântana, că e aici, în apropiere, e foarte aproape. Au observatorul de urși. Nu au către Sfântana. Observatorul de urși, da. Fabrica de bere artizanală cu balonul. Cât costă, dar nu scrie nimic. 3.800 de lei. 3.800 de lei cu balonul? Da, au foarte multe adică noi când am fost ultima dată n-aveau atât de multe activități. Da, am fost undeva jos, parcă că era 3.800 de lei. Dar n-am zis cât am dat pe cameră, sincer, nici nu mai știu. E, ce vreau să zicem, nu e un hotel dar ieftin, e un hotel scump, picel, aș zice, dar... Imediat să arăt, uite aici cât costă. Aici cât sunt, noi avem single, nu, double avem undeva, cred, nu, nici nu știu care avem noi. Da, să începem cu... Cred că avem queen. Da, flex standard. Sau queen standard, 165 de euro și se duc. Da, uite, tiny house. 150 de euro. By Mob Expert. Da, 67 metri pătrați, mai mică decât o cameră, că avem noi. E foarte mică ca și... E mic. Foarte tiny, adică nu degeaba se numește tiny house. Da, cum ziceam, e un apartament destul de scumpuț, dar e cumva așa mai exclusivist, să zic așa. Da. Arată foarte bine. Cel puțin nouă ne-a plăcut în trecut când am fost. Acum să vedem cum o să fie experiența de tura aceasta. Nu știu dacă o să facem foarte multe activități, dar la spa sigur o să mergem, o să încercăm și mâncarea și o să vă zicem și vouă cum e, dacă din punctul nostru de vedere mai merită. Mă, nu vreau să fiu cârcotaș, dar la cât costă o cameră în hotelul ăsta, măcar ar putea să nu aibă tavanul ăsta pătat, că îi strică toată, cum se cheamă, faima.
Da, nu sunt eu, nu bag în seamă chiar toate detaliile, dar când plătești un pic mai mult pe ceva, ar putea să fie și atenți la detalii un pic mai mult. Chiar aici lângă restaurant s-a aprins și focul de tabără. Știi, când nu mănânci toată ziua și seara, când ajungi la restaurant, comanzi tot ce-i pe meniu, așa am făcut noi în seara asta. Am comandat tot ce ne-a trecut prin meniu ăla. O să vedem cât de bun o să fie când vine. Ca să înțelegeți cât de foame e lui Gabriel, a comandat inclusiv un mic de vânat. Un singur mic. Unu. Atât. Unu. Micul ăsta de aici e piesa de rezistență, deci indiferent ce avem noi pe masă în seara asta, ăsta e piesa de rezistență. Deci eu am o tocăniță de vânat, nu? O tocăniță de vânat cu mămăligă, arată foarte bine mămăliga asta, sincer. Desfacem un pic așa cu furculița. Mămăliga asta parcă e un cheesecake. Deci pe două straturi, primul strat de mămăligă și apoi al doilea strat de brânză și carnea de cerb. Carne de cerb și Cristina, tu ce ai acolo? Palmuș cu dovleac și cerb. N-am cuvinte. E așa de bun. Acum să vedem cum e mămăliga mea cu brânză și cu vânat. Sincer, seamănă un pic cu o tocăniță de ficat, ficăței. Se aud câinii lătrând încolo și Cristina crede că vine ursul. Acolo nu știu cât de mult se vede, acolo e pădure, efectiv, la casele din față e pădure, acolo la anexele alea. Bine, nu că n-ar fi și aici pădure, adică pădure e peste tot aici. Foarte, foarte bună mâncarea la restaurantul ăsta Gastrolab. Aprob. De fiecare dată când am venit aici la hotelul ăsta, noi la restaurant. Numai acolo am mâncat. Exact. Și n-a dezamăgit niciodată, dar acum ne-am cam pierdut din lumină. Deci efectiv suntem în întuneric aici. Și bine, e alea asta luminată cât de cât în față acolo, dar e plin de copaci. Adică nu știu ce l-ar opri pe urs să vină pe alea asta în față. Dealul care e în jos, gard electric. Nu știu, în partea din spate am văzut că e edita mai gardul. Da, aici nu e nimic, Cristina. Mâine o să facem... O să facem... De 10 metri. 10 metri, da. Mâine o să facem un tur al locației. O luăm ușor, ușor de la un capăt la altul. Și o să încercăm să vedem și noi exact tot ce are și ce nu are. Noapte bună, ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața de la Balvanioș. Ziceți și voi, cum să nu vină ursul din pădurea asta? Azi noapte am primit două mesaje de la Loare. Ro alert, atenție, urși. Și te uiți așa, pădure în stânga, pădure în dreapta. Clar, ești, mai mult tu ești aici intrusul decât urșii. Uitați cum se vine cu două cafele, nu cu una. Terasa e foarte faină, dar e terasa pentru motor și nu este foarte profund. Păi acum sunt deschise astea aici. Geamurile nu mai miroase așa tare. Asta e partea nouă construită. Aici e piscina în care au voie și copii. Asta e destinată mai mult pentru copii. Mamă, dar ce zgomot e de la apă. Se vede că aici e destinația copiilor pentru că e gol, dar sincer arată foarte bine bazinul ăsta. E foarte mare piscina în comparație cu ce o să vedeți jos, unde e o piscină mult mai mică. În asta chiar se poate nota. Foarte multe spații cu șezlonguri, cu perne de genul șezlonguri, de mai moi, cum le numesc eu. Foarte multe. Dar și două zone de hidromasaj.
Se vede, da, zona de copii e probabil mai mult în partea asta aici, unde sunt, e ca un fel de parc acvatic aici, cu tot felul de dușuri, de specifice copiilor sau zonei de copii. Sincer, când am venit noi ieri în, aici sus, era mult mai puțină lume, adică, sincer, mi s-a părut mai ok aici sus decât jos. Bine, jos sunt, e toată zona de spa și așa, dar aici sus e, era gol, adică șezlongurile aici afară erau goale. Pare așa mai select, chiar dacă e zona de copii, cel puțin momentan. Nu știu cât de mulți copii vin în general, dar da. Sincer, preferata mea e sauna asta secuiască din față. Eu sau nu o să mergem să vă fac, să vedem dacă e cineva înăuntru, dar are crengi de brad, se încălzește și miroase foarte frumos a cetină. Și acum o să mergem în zona de adulți, doar de adulți. În fine, am văzut copii acolo, deci nu știu cât de adulți e, dar nu. Cât de tare ăsta cu zăpadă. Efectiv cade zăpada de aici de sus. Se vede prin gaură, asta iese zăpada. Ce un fel de circuit, un tunel cu și se dă diferite tipuri de ploaie tropicală, gheață rece, cascadă, ceață rece, pardon, cascadă, toate. Am încercat ieri și e destul de interesant. Se pornește, se apasă de butonul ăla, se pornește și apoi fiecare deuză de din perete o să vă dea un anumit tip de apă. Așa, acolo mai avem două saune cu diferite grade de umiditate și diferite temperaturi. Una e cu 90 de grade e asta de aici și umiditate 10%. Și mai e asta 55 de grade și aer uscat. Terminat cu tura la spa și am încercat noi să ieșim pe aici pe la etajul 1 și am dat peste o cramă, o mini cramă. Dar e închis, nu știu la ce oră deschide zona asta. La 10 deschide, da, mi-a scris Cristina că deschide la 10. Că am văzut că au și un magazin în partea din față acolo cu diferite produse, gen pantaloni de baie, costume de baie. Da, am auzit și eu că latră câinii din nou, dar asta e. Nu o să mai vină ursul ziua, miaza mare, Cristina. Lui place doar seara, doar pe înserat. Păi când mănânci piept de rață, de unde crezi că îl mănânci? De la rățuștele astea de aici. Oamenii ăștia fac un fel de agroturism aici, Cristina. Mamă, cum miroase. Ia uite, găinile sunt de acord cu mine. Ce viață aveți voi, săracele? Ăștia te protejau azi noapte, din cușcă te protejau. Nu știu dacă mai poți urca, l-au observat foarte multe materiale de construcție aici, văd grinzi, bucăți din, cum se numește, becea din asta de cărămidă, ne. Nu știu dacă poți urca la el. Aici nu vine ursul că e prea mult rumeguș. Dar nu mai e o anumită zonă în care poți să observi urși, observ de peste tot. Sincer, eu cred că de acolo de sus stă ursul și ne privește pe noi. E mai mult observator pentru urși, gen ursul stă acolo sus și te privește. Atenție, după grilaj metalic, din când în când pot apărea urși. Trecerea gardului este strict interzisă. Recomandăm să nu porniți singuri la o plimbare în pădure după ora 18, chiar și plimbările în grup sunt interzise. Bă, ursul aici e o problemă reală. Că zicea domnul de la cazarea din Toplița că sunt 5.000 de urși în Harghita. Iar pe vremea lui Ceaușescu, când era ținut sub control, aparent era undeva la 2.000 de urși. Deci că sunt foarte mulți masculi și atunci nu,
nu ratează sezonul de împerechere. Am găsit și zona de circuit prin pădure. Nu știu sincer de unde începe și unde se termină, dar se văd. Da, crezi că pe aici începe, chiar pe aici? Da, posibil că se vede scara. Îmi plac butoaiele alea acolo. Sunt curios cum calci pe ele și cum se învârt. Crezi că intri prin ele? Da, nu știu, stai de mai aproape să se vadă butoaiele. Pare destul de lung prin pădure pe aici. Sunt 3 restaurante, dacă nu mai știu, 4 de fapt, acum au și o pizzerie. Iar unul dintre ele, primul de aici de la hotel, este Fork. Asta e de fine dining, am văzut undeva înăuntru și meniu, o să ne uităm și pe meniu. Asta este deschis, mă uitam de la 11, de la 1 la 3.30 și de la 6 la 10.30. Un mic afiș din nou cu orarul și cu bucătărie, deci de fine dining, bucătărie creativă și specialități fine dining, locul unde tradiția și inovația se întâlnesc. Din păcate nu pot să văd înăuntru mare lucru, nici eu nu pot să văd cu ochiul liber, că bate soarele foarte tare. Aici din zona asta se vede și aripa nouă sau bucata nouă pe care au construit-o, se numește Picture. Bine, e Picture, îmi place cum au ales cuvintele. N-am găsit-o încă, nu cred că e dată drumul, dar piscina de copii sau zona de copii e undeva la bază aici, nu știu dacă se vede, undeva acolo jos e. Arată foarte bine. Și probabil că și apartamentele, pare așa gen mai mult pe apartamente decât pe camere neapărat. Vor arăta și astea sau arată foarte, foarte bine. Acum o să mergem la al doilea restaurant, Gastrolab ăsta. Asta e sincer preferatul nostru, de fiecare dată când am venit aici am mâncat. Mergem să vedem încă o activitate, e închiriatul de biciclete electrice. Mamă, ce rău e să mergi în șlapi, ești efectiv în șlapi pe piatra asta cubică. Sincer, dacă, acum că tot am pomenit ursul, dacă vine ursul după mine și eu sunt în șlapi, am toate șansele să arunc șlapii și să iau la fugă de sculț. Nu știu cât de groasă mai am pielea pe tălpi, că na, dacă nu mergi de sculț deloc, se subțiază pielea pe tălpi. Am ajuns la cealaltă activitate, sincer, mie mi-ar plăcea maxim să fac asta. Văd aici bicicleta, mă, dar ce cauciucuri au. Au și mai mici și mai mari. Așa, și 50 de minute 100 de roni, 100 de minute 150 de roni, 110 minute 160 de roni, 130 de minute 160 de roni, cash only. Așa, și aici e traseul, probabil. Sunt foarte curios, nu e nimeni momentan aici. Aș fi întrebat, se merge organizat sau cum urmărești să știi că mergi pe traseu? Apele minerale. Ok. Au aici un QR code, bănuiesc că scanează codul QR și folosește telefonul pentru a naviga cu Google Maps. Deci e marcat, e înregistrat terenul pe Google Maps și urmezi, deci nu se face cu grup, îți urmezi traseul cu Google Maps. Deci te uiți la telefon și îți arată 50 de minute, 14 km, gradul de dificultate, la fel, peisaj, câte stele în funcție de cât de frumos e peisajul. Deci panorama Sfânta Ana aparent e cel mai frumos și cu gradul de dificultate cel mai mare. Mai văd aici tot lacul Sfânta Ana, dar dificultate medie, dificultate are o singură stea și peisaj 5 stele. Foarte mișto, sincer aș face o treabă din asta. Bine, probabil Cristinei e frică aici de urși, dar mi-ar plăcea maxim să fac. Și că ziceam că e partea asta, a doua zonă aici, sau mă rog, cu anexele astea aici, că inițial și noi am vrut să închiriem o anexă din asta. Se vede acolo în spate. Sunt una, două, trei în formă de, l-aș zice, Nordic Cabin sau ceva de genul și mai sunt în spate acolo cu acoperișul plat. Nu mai țin minte care, unele sunt cu două camere, gen două camere, e zona de living și zona de dormitor și au un spațiu puțin mai mare, iar unele sunt foarte, foarte mici, gen undeva la 17 metri, cred că sunt astea de aici. Aici, sincer, mi-era frică să vin seara. Cu tot cu gardul lor, aici văd gardul la pădure și așa tot mi-era frică să vin. Bine, aici e mult mai intimă zona față de camera de hotel și așa, că aici, na, ai căsuța ta, vii, ai, cum se cheamă, zona asta de terasă aici în față. Văd că au și șezlonguri pe terasă. Foarte mișto. Da, e cumva mai intimă așa să vii, să stai la căsuțele astea. Sincer, poate venim și noi a doua oară. Da, se vede cât de mișto sunt.
sta acolo pe șezlong și efectiv dai noroc cu Moș Martin. Mai e și zona asta de aici, pe lângă căsuțele, cabanele alea de sus, care vi le-am arătat mai devreme, dar aici funcționează gen ca la hotel sus, e cu cameră, fiecare căsuță, gen e prima de aici și mai e una jos, fiecare are camera, ca și camera de hotel. Și mai văd astea aici, nu le-am văzut pe site-ul lor, nu știu exact ce e cu ele, probabil că acum sunt făcute, habar n-am, și astea par foarte mici oricum, dar probabil că și astea se închiriază, oricum s-au extins foarte mult. Noi când am venit acum, să zic, nu mai știu, în 2000, înainte de pandemie am venit oricum, nu exista nimic aici, deci zona asta, mi se pare că aici se construia, cred, dar nu era încă dat gata, nu era încă dată în folosință, dar încolo în spate nu exista nimic. Partea asta nouă de picture, clădirea asta nouă cu zona nouă de copii, zona de piscină pentru copii nu exista. Cum am luat-o și eu un pic la vale pe drumul ăsta, să vedem dacă pot să văd hotelul din partea cealaltă. Uitam cât de frumoasă e zona asta aici. Ar merita maxim să închiriez biciclete, să faci câteva trasee pe aici. Na, mie, eu sunt fan al traseelor cu bicicleta. Acum se poate merge și cu scooterul, dar na, nu poți să mergi pe teren prin pădure cu scooterul. De-aia zic că bicicleta îți dă acces la priveliști mult mai frumoase și în primul rând că sunt biciclete electrice, adică sunt asistate electric și atunci pedalatul devine mult mai ușor, indiferent de cât de accidentat este terenul. Să vedem, am văzut că se desface aici, că nu mai sunt brazi pe o anumită zonă și se vede mai frumos, da, aici. Se vede intrarea în hotel și se vede aici și locul unde am fost noi de dimineață, de ne-am băut ceaiul. Gata, am scăpat. Nu m-am păpat niciun urs. Momentan. Mergem înapoi. Da, aici jos se vede foarte frumos hotelul. E o deschizătură așa între brazi și se vede foarte fain. Da, ce să zic, nu ne place locația. Bine, zona, cum o să fie un pic hârcotaș, zona de piscină veche, gen pentru adulți, ar avea nevoie de câteva atenții pe aici, pe acolo. Dar probabil că o să renoveze, că am văzut că era o zonă de jacuzzi sau de hidromasaj chiar la intrare, în care se repara. Probabil că o să renoveze toată zona aia. În schimb, partea nouă acolo de zona unde e piscina copiilor arată super bine, na, se vede că e nou. Dar per total ne place mult nou, ne place zona. Într-adevăr, e un pic mai scump. E destul de scump cel ca locație și de-aia zic, am așteptări, adică de-aia sunt și cârcotaș. Aș vrea să fie totul spotless, cum se zice, fără defecțiuni tehnice, dar una peste alta, mâncare bună, atmosferă bună, oameni foarte drăguți, adică ospătarii sunt toți de nota 10, n-ai ce să le reproșezi. Camerele nu sunt la alegere, adică ai de unde să alegi tot felul de opțiuni, tot felul de camere. Dacă vreți să stați în afara hotelului, în afara corpului principal, puteți să stați, dacă vreți să stați zonă mai privată, puteți să stați la căsuțele de acolo. Dacă nu, să fiți aproape de spa din hotel și prin tunelul care face legătura cu spa-ul, nu știu, e frumos, e un weekend de relaxare, merge bine aici și ce să zic, sunt activități, adică depinde de fiecare, că de obicei dacă vii să stai la spa, te relaxezi la spa, dar dacă ești cumva mai temerar și vrei să descoperi și natura, să faci trasee, se poate închiria bicicletă, se poate merge și pe jos în drumeții, se poate juca chiar tenis, fotbal pe terenurile din spate. Ce să zic, sunt o groază de activități. Noi cam atât am descoperit în scurta noastră ședere, așa că până data viitoare, ce să zicem, nu uitați, dacă vă place ceea ce faceți, ceea ce facem, dați-ne un like, un comentariu, dacă e și un share și vă pupăm și aveți grijă de voi.